Vă salut, dragi prieteni. Dacă e marți, ne regăsim aici în Piața Victoriei și vorbim, așa cum v-am obișnuit într-o perioadă, despre școală, despre educație și iată, astăzi, așa cum v-am anunțat deja, despre direcția în care o ia educația. Pentru că, iată, traversăm o perioadă în care am senzația că toată atenția este în orice altă direcție, mai puțin înspre ceea ce se întâmplă în școli. Și tocmai de asta poate mi se pare, tocmai de asta cred că este important să găsim răspunsuri. Simt că suntem așa la o răspântie în care învățământul românesc ar trebui să aleagă, să găsească o direcție în care toate greșelile pe care le-am făcut în trecut să rămână așa doar o amintire și să încercăm cumva, cel puțin din lecția ultimilor 2 ani, să ne întoarcem în sala de clasă cu lucruri pe care să le facem mai bine. Iată, am deja mai multe întrebări decât mi-am propus, dar suntem alături în această seară în Piața Victoriei cu profesorul Dragoș Iliescu, pe care îl salut și mulțumesc mult pentru prezența în studio. Salut, salut, Marcel! Invitație, mă bucur să fiu aici alături de tine. Da, să știi că am stat și m-am gândit asta, știi, vine Dragoș Iliescu la noi în emisiune și am un milion de întrebări pentru tine. Am plecat de la ideea asta că în școli, în perioada asta, e așa o senzație de confuzie, de incertitudine, știi? Am depășit 2 ani de pandemie și acum când ne-am întors în sala de clasă și iată, slavă Domnului, poate reușim să scăpăm și de pandemie, acum ce facem? Ce am învățat noi din ultimii 2 ani, care sunt provocările pentru perioada următoare și mai ales, și asta aș vrea să te întreb în primul rând, care simți tu că sunt prioritățile învățământului românesc în perioada următoare? Da, asta e o întrebare complicată. Nu, întrebarea nu e complicată, răspunsul e complicat, întotdeauna așa se întâmplă, da. În primul rând, am voie să spun că da, asta simt și eu și nu doar la nivelul preuniversitar, și la nivelul universitar se întâmplă așa, am impresia asta cumva că, știi, mai pe vremuri, n-am mai citit de mult revista, nu știu dacă mai apare, mai de mult în Cați Avem, că era o rubrică, așa era rubrica, avem o țară, cum procedăm, da, și da, avem o școală, cum procedăm, adică suntem în situația, dar eu ce fac acum? Da, și ăsta e un sentiment care l-am nu doar în zona preuniversitară, ci și în universitară, adică toată lumea e cumva năucă. Referitor la provocări, mai e greu de răspuns aici. Deseori mi se pune întrebarea asta, poate datorită inserției pe care o am cumva în studiile astea comparative internaționale și munca mea cu OECD și știi, în ideea de poate știe Dragoș mai multe despre lucrurile astea și singurul lucru pe care îl pot spune este că cumva sunt problemele cu care ne confruntăm vin din atât de multe surse încât nici n-aș ști de unde să apuc. E cumva un confort teribil să stai pe margine și să chibițezi, pentru că, din multe puncte de vedere, noi asta facem, știi? Adică nu suntem acolo în tranșee, în sensul ăla în care trebuie să iei decizii și puținii bani să-i drămuiești și să-i duci mai degrabă înspre A decât înspre B sau înspre C sau înspre D. Dar, de principiu, dacă vezi care sunt sursele din care vine neperformanță în sistem, ca sistemic în sensul ăsta, sau mai degrabă la fiecare elev în parte sau fiecare școală în parte, sunt variabile care țin de... complet la întâmplare. Sunt anumite variabile care țin de profesori, da? De cum sunt ei pregătiți și de prinderile pe care le au și competențele pe care le au și entuziasmul pe care le au și valorile pe care le au și așa mai departe. Sunt variabile care țin de părinți, de managementul așteptărilor lor și de tipul de presiune pe care o pun pe elevi și de felul în care susțin învățarea. Sunt probleme care țin de elevi. De dispoziția lor pentru a face efort, dorințele pe care le au și așa mai departe. Deci toți acești 3 participanți la actul educațional concură, sigur, teoretic și la succes, dar și la eșecul pe care îl avem. Și apoi sunt probleme sistemice care țin de programă și care țin de banii pe care îi arunci spre sistem. Și anvelopa asta socială, cumva, în care e învelișul ăsta, în care societatea românească cu eroii ei și miturile și sunt atât de multe probleme și tot ce pot vedea când băgăm toate aceste variabile în ecuații de modele de predicție, da? În ecuații de regresie, de exemplu, în urma acestor studii de genul PISA sau TMSS sau altele, este că toate sunt importante, asta observ de acolo, toate sunt, nici una din ele nu este atât de importantă cât să zic pe asta aș paria. Da? Deci, uite, ăsta e pariul meu, pe asta aș pune puținii bani pe care am pentru a rezolva. Bun, deci acestea fiind spuse, da, deci asta era așa un fel de preambul, sunt atât de multe probleme încât nici n-aș ști de unde să încep. Acestea fiind spuse, totuși, la nivel sistemic, aș zice, la nivelul întregului sistem, cea mai mare problemă, cred eu, cu care se confruntă România la momentul ăsta, cel puțin în zona de educație, este, dar poate
E greșit spus, cel puțin în zona de educație. E pur și simplu sărăcia endemică. E problema fundamentală a României, da? De aia n-avem spitale și de aia n-avem șosele și de aia n-avem, și printre altele, de aia n-avem nici educație. Asta se vede în felul în care se decontează lipsa de performanță a sistemului. E decontată, din păcate, de categoriile defavorizate mai mult decât de cele favorizate. Cu alte cuvinte, sigur că da, școala din România nu oferă educație de nivel absolut înalt, nici pentru cei mai buni și cei mai bogați și cei mai înstăriți și cei mai motivați dintre copii. Dar cu siguranță nu oferă pentru cei care sunt în partea cealaltă a nu știu, distribuției, dacă vrei. Și asta e un indicator al faptului că nu ai destui bani pentru a susține acolo unde chiar trebuie neapărat să susții. Da, uite, apropo de bani, să știi că noi aici în Piața Victoriei am discutat foarte mult în nu știu, ultimele 5-6 luni despre ce însemna școala online și digitalizarea. Pentru că, iată, digitalizarea este și rămâne o provocare pentru sistemul nostru de învățământ. Și aș fi vrut să te întreb, ce crezi că nu a mers bine în școala online și care sunt piedicile care intervin atunci când încercăm să facem din digitalizare un instrument firesc cu care să lucreze profesorii în sala de clasă? Da. Uf. Sunt mai multe lucruri care n-au funcționat așa cum ne-am fi așteptat. Acum, uitându-te în urmă, dându-i omului mintea cea de pe urmă, nu? Uitându-te în urmă, zice, m-a surprins accentul foarte puternic pus de decidenți, și nu doar, și de ONG-uri, și în cel puțin primul, dacă nu primul și jumate an de pandemie, deci aproape în toată perioada asta, pe hardware mai degrabă decât pe software și pe comportamentul profesorului. Adică au fost bani deloc puțini care s-au dus în zona asta de digitalizare, dar ei au fost mai degrabă duși înspre realitatea fizică. Da? Așa cum banii pentru școli se duc în mobilă și clădiri, ca și cum Ministerul Educației ar fi de fapt cel mai mare agent imobiliar, nu? Adică hai să ne ocupăm să fie școlile ca lumea, și nu zic că n-ar trebui să fie, evident, școlile mobilate și, mă rog, tencuite și cu acoperiș și cu WC-ul înăuntru, nu în curte și așa mai departe. Adică nu zic că n-ar trebui să facem asta, dar dacă principala ta atenție se duce acolo, asta arată un anumit tip de mindset, da? Și exact asta s-a întâmplat și în digitalizare. Adică hai să dăm tablete, hai să dăm laptopuri, hai să dotăm cu table deștepte, da? Smart, care stau de obicei, asta am văzut în școala propriului meu copil, da? Care stau cu husa pe ele că nimeni nu le folosește, fiindcă nimeni nu știe cum să le folosească, da? Ok. Deci hai să dăm, să împingem banii spre hardware, asta nu e fundamental rău, din nou zic, din anumite puncte de vedere, fiindcă evident, foarte mulți copii nu aveau acele tablete, nu aveau acele smartphone-uri și... Bun, dar există un moment la care spui stop, asta este suficient, hai să ne uităm la cum sunt ele folosite. Fiindcă, până la urmă, impactul în educație, impactul în achievement, da? în creșterea competențelor elevilor vine doar marginal din hardware. Doar marginal vine din zona ei. Asta e doar un instrument prin care faci educație. Categoric. Deci, la un moment dat, trebuie să te oprești, să spui, bine, bine, dar cum facem acum educație? Da? Și... Aici am văzut extrem de puțin accent. Da? Pentru a-i obișnui pe participanții la actul educațional, profesorii în mod special, din punctul ăsta de vedere, elevii într-un mod secundar, să interacționeze cu aceste device-uri, dacă vrei, sau în acest mediu digital, altfel decât cel față în față, dacă vrei, într-un mod care să aibă sens, adică să producă schimbare, să producă increment, da, să producă... Da, cu alte cuvinte, folosirea tehnologiei la clasă ar fi trebuit să beneficieze în toate cursurile de formare care s-au făcut până acum și de componenta aia metodică, psihopedagogică, un pic mai consistentă decât care e butonul pe care apeși ca să deschizi nu știu ce device. Dar să știi că, și asta ți-o spun din experiența mea personală, cred că în ultimii 10-15 ani s-au făcut foarte multe cursuri legate de digitalizare în rândul profesorilor, dar iată că în momentul în care a venit pandemia, cumva ceva n-a funcționat, ceva n-a mers acolo. Da, știi cum e și cu cursurile astea? Din ce în ce mai mult, în ultimii 3-4 ani, dar în mod special în ultimul an, sunt solicitat din ce în ce mai mult de organizații care finanțează schimbări în educație, da? Cursuri, de exemplu, da? Printre altele, pentru a face evaluări de impact. Evaluarea de impact pentru orice proiect e critică, de obicei în România nu prea se fac astfel de lucruri, da? În mod special în proiectele educaționale. Adică dai banii aia pentru sufletul tău mai degrabă decât pentru a evalua impactul pe care îl au banii pe care îi dai în direcția respectivă. Ei, din ce în ce mai mult, acum finanțatorii acestei organizații cer evaluări de impact și ce vezi deseori în evaluări de impact e că nu lasă urme. Adică, sigur că dacă vrei să pictezi gardul, să spui cât de fericiți au fost profesorii că au participat și cât
de multe diplome au și cât de multe ore s-au ars, da, sau pentru câte ore s-a ars gazul de pomană de cele mai multe ori, da? Asta poți face și vezi rapoarte de finalizare a proiectului care te vrăjesc. Pentru că mulți din cei care sug acei bani sunt teribil de versatili, sau mulți dintre ei au o istorie de 15 sau 20 sau 30 de ani de sub banii respectiv și de nelăsat urme, da, în urma lor, da, în spatele lor. Și sunt teribil de versatili în a vopsi gardul, în a arăta că de fapt au avut impact. Bun, dar impactul se măsoară într-un anumit fel. Ce ai vrut să transmiți? Ai vrut să digitalizezi, să faci mai competent profesorul pentru a interacționa cu tehnologii digitale? Nicio problemă, asta se poate măsura. Și aici vorbește specialistul în măsurare, fiindcă dacă e ceva la care mă pricep, asta e specialitatea mea, da? Asta e expertiza mea. Deci în evaluările de impact, evident, ai o măsurare before, ai o măsurare ulterioară, ai un model mental, un change model, da? Un model despre cum se produce schimbarea respectivă și măsori pașii acelui proces de schimbare, se poate măsura. Și ce observăm cu stupoare acum este că aproape niciunul din... Eu am fost implicat în evaluarea cel puțin a 8-9 programe de genul ăsta, aproape niciunul din ele nu a produs schimbare. Da? Deci banii aruncați pe fereastră. Și n-am niciun dubiu că o parte din cursurile la care profesorii au participat au produs schimbări. Așa cum cred că cea mai mare parte din cursurile la care a participat în timp și care ar fi trebuit să-i pregătească pentru exact ce a venit, da? Au avut zero efect și zero impact. Da, asta s-a văzut foarte bine. Dar asta e o chestiune fundamentală despre mindset-ul pe care îl ai atunci când pui 10 lei pe masă. Da? Vreau să produc impact. Am o așteptare rezonabilă să am impact. De ce? Care e change modelul? Și pot măsura asta. Și cred că e rezonabil să te aștepți ca din aia 10 lei, un leu să-l iei pentru a estima ce s-a întâmplat cu ceilalți 9 lei. Da, te întrebam de povestea asta cu perfecționarea, pentru că asta e un subiect dureros pentru mine. Să știi că, din ce am observat până acum, și nu i-aș învinovăți foarte tare pe profesori, se raportează la cursurile astea ca la un soi de sursă de diplome și adeverințe de participare. Mai pui ceva la dosar când ți se exact. Cere, în condițiile în care, aici poate, dacă urăsc să spun cuvântul ăsta de sistem, dar mă rog, cei care au putere de decizie în sistem, dacă ar decupla perfecționarea cadrelor didactice de ce înseamnă cursurile astea de formare, poate s-ar schimba niște lucruri. Gândește-te că fiecare profesor, la orice pas pe care îl face în învățământ, îi se cere o hârtie. Da. Și atunci asta s-ar acuce, mă duc oriunde mi se dă o adeverință de participare. Da, dar vezi că lucrurile se schimbă ușor-ușor, adică este un semnal important pe care ministerul l-a dat și e extraordinar că se întâmplă lucrurile astea și e un semnal care se dă de curând, da? Adică în ultimul timp, nu s-a dat acum 20 sau acum 15 sau nici măcar acum 10 ani, da? Că nu mai contează atât de mult ce hârtie ai, ci că vine momentul în care atunci când vei dori o poziție oarecare în sistem, de exemplu o poziție de director sau de director adjunct sau și alte poziții vor merge, sunt convins, tot pe aceeași rută, vei fi evaluat în funcție, da, de ceea ce poți produce. Nu de ce ai produs în urmă, în sensul de un malder de hârtii. Vei fi testat, vei fi evaluat, ai văzut cum a fost examenul de director. N-a contat atât de mult ce hârtie aveau în spate. Au trebuit la un moment dat să așeze, să rezolve niște probleme, da? Niște teste situaționale, niște extraordinar de bine făcute. E primul exemplu de lucru atât de bine făcut în care am ignorat complet hârtiile pe care le-ai adunat și te-am testat. Da? Și văd ce poți efectiv să faci. Îți măsori competența în mod real. Da? Pentru ascultătorii noștri, care ar fi cele trei calități, cele mai importante calități ale unui director? Pentru că tot vorbim despre școli, și directorii sunt, imaginea, sunt primii care iau decizii acolo într-o școală. Care sunt, să zicem, calitățile cele mai importante pe care trebuie să le... Da, e foarte greu să zic eu răspunsul aici. Și din cauza că, din perspectiva asta, specialist în măsurare, nu eu fac framework-ul de evaluare. Știi? Că framework-ul de evaluare, sunt capabil să fac un test foarte bun pentru ceea ce mi se cere, dar decidentul politic e cel care trebuie să spună, uite, așa vreau să arate directorul român. De ce spun asta? Noi suntem implicați într-un proiect foarte fain la momentul ăsta cu parteneri de noștri de mai mult timp, Asociația pentru Valori în Educație, AVE, într-un proiect care pune pe masă și spre utilizarea decidenților, dacă vor dori să-l utilizeze, un framework de competențe, un cadru de competențe pentru directorii de școli. Nu avem așa ceva în România, avem niște idei vagi despre cam ce ar trebui să aibă și am început acest proiect uitându-ne la alte astfel de cadre pe care le au alte țări. Și sunt țări care le au foarte explicite și altele care le au mai degrabă implicit în legislație secundară, dar cadre foarte bune găsește, evident, în Statele Unite, în Canada, în Australia, ACER, Australian Council for Educational Research, are un cadru extraordinar, Finlanda are un cadru foarte fain, explicit, și așa mai departe. Ce vezi și ce e primul lucru care te frapează este că sunt foarte diferite unul de altul. De ce? Fiindcă ele sunt, evident, împinse înainte de
un model mental pe care politicul îl are și îl bonifică cumva. Adică, cum vreau eu să arate acești oameni? În mod special în România, pentru provocările pe care le are sistemul din România și școlile din România, și poate chiar și acolo o să am diferențiere, fiindcă o școală săracă din zona rurală, care are mai degrabă copii din categorii defavorizate, are cu totul și cu toate alte provocări și directorul trebuie să răspundă la cele alte provocări decât are o școală puternică, bogată, din miezul Bucureștiului, da, de lângă Cismigiu, să zicem. Deci, să știți, surprinzător, da. am cunoscut directori în școli din mediul rural, absolut senzaționali, care au reușit să facă poate ce n-am văzut eu aici în Guricul Târgului. Da, am văzut și eu asta, nu? It's too good to be true, nu? Ca să zic așa. Exact. Uite, vezi, și am făcut referire la o astfel de școală unde au făcut lucruri grozave. Da. Bun, dar acestea fiind spuse, tu mă întrebi acum să zic ce cred eu că ar trebui să aibă. Mi-e foarte greu să spun. E o problemă fundamentală. Doctoratul meu în psihologia muncii industriale și organizaționale. Am muncit atât de mulți ani în zona asta de consultanță în management. Și e o problemă fundamentală de consultanță în management asta, adică de analiză a muncii, dacă vrei, job analysis, fiindcă e un job ăsta, da, al profesorului și al directorului de școală, și care sunt acele trăsături psihologice, dacă vrei, da, pe care ar trebui să le aibă pentru a duce înspre performanță. Dificil de dat răspunsul, dar o să-ți spun, across the board se vede asta, în toate țările se vede asta, în toate studiile se vede asta, că pentru directorul de școală, la fel ca pentru directorul de bancă, la fel ca pentru directorul de, generalul de armată, la fel pentru, da, omul într-o poziție ierarhică superioară, da, într-o poziție de management, în orice sistem, principalul predictor al performanței este dat de abilitățile mentale generale, inteligență cu alte cuvinte. Ai nevoie de oameni deștepți acolo, da? Și ai 125 de ani de studii în acest domeniu care îți demonstrează studiu după studiu, peste 4.000 de studii la momentul ăsta publicate în reviste științifice serioase, că este în continuare și nu cred că vreodată va fi declasat de acolo, cel mai bun predictor al performanței, în mod special manageriale și la directori, așa ca în orice altă poziție. Da. Deci nu ți-am dat 3, dar ți-am dat unul. Da. De cel mai important. Da. Bine, și eu mi-aș fi dorit, pe lângă această calitate, poate și un grad sporit de autonomie, pentru că am senzația la un moment dat că unii directori, și noi profesorii, că suferim de aceeași meteahnă, avem tendința de a ajunge pe o simplu executanți. Nu facem nimic dacă nu ni se spune. Nu mișcăm un deget dacă nu primim o directivă. Ceea ce, la un moment dat, e aproape frustrant și aproape că mi-aș dori să văd oamenii în învățământul românesc care, nu știu, să greșească. Un director care să aibă curaj să spună: domne, la mine în școală vreau să facem așa. Nu o să iasă bine. Ok, dar a avut curaj să gândească el cu mintea lui, cu capul lui. Ceea ce mi se pare fundamental, mai ales acolo unde faci educație. Și apropo de asta, să știi că eu am găsit niște exemple de felul ăsta. În urmă cu o săptămână sau două săptămâni m-au sunat cei de la Teach for Romania. Și m-au întrebat: domnule, știi despre gala noastră? Nu știu ce gală. Gala în care îi premiem pe acei profesori din mediul rural, profesori și directori, care au reușit să reducă abandonul școlar, să dea o masă caldă copiilor, să aducă nu știu ce tehnologii în școală. S-a părut incredibil. Uite, mediul ăla rural, despre care noi cei mai mulți credem așa că e acoperit de un colb al neputinței și al ignoranței. Nu e. Nu e. Și sunt școli în țara asta în care profesori și directori fac lucruri excepționale. Tocmai de asta, dragi prieteni, să știți că vom fi în minutele următoare, în direct, cu doamna Gabriela Dima din partea Teach for Romania. Bună seara, Gabriela! Dacă ne auzi, ne dai un semn. Bună seara! Mulțumesc tare mult pentru... mulțumesc că ți-ai făcut timp să stai de vorbă cu noi. Să știi că te-am lăudat foarte mult. Pe unde am ajuns, pe unde am fost, am zis, cei de la Teach for Romania fac o chestie foarte faină, iar proiectul vostru de a aduce în atenția publicului acei profesori și directori care fac lucruri atât de necesare pentru copiii din mediul rural, mie mi se pare senzațional. Și dacă se poate să aduceți modelele astea, dați-ne rețeta. Despre ce e vorba? Descriem un pic lucrurile astea și ascultătorilor noștri. Am plecat, da, din nevoia de a aduce de a pune în lumină și de a pune în valoare și de a mulțumi acelor cadre didactice care acționează în medii dezavantajate, care acționează în mediul rural și care reușesc să facă performanță în educație, indiferent la ce ne referim. Și noi am plecat atunci când am gândit gala de la niște nevoi pe care le-am observat în mediul rural. Am observat că este crescut gradul de abandon școlar. Pierdem aproape un sfert dintr-o generație de elevi până la sfârșitul gimnaziului.
Și atunci una dintre categorii este, îi premiem pe cei oameni care luptă cu abandonul școlar. Apoi vedem că din perspectiva academică, numărul elevilor care nu reușesc să ia minim 5 la evaluarea națională este dublu în mediul rural față de urban. Și una dintre categorii, pe lângă toate datele statistice privind analfabetismul funcțional, decizia noastră a fost să premiem acei profesori care dezvoltă literația la copii. Acei profesori care dezvoltă abilități socioemoționale la elevi și o altă categorie pentru a lupta cu violența, modele pe care poate le-au văzut în jurul lor și pe care le-au preluat și care nu știu să-și gestioneze nici emoțiile, nici relațiile cu cei din jur. Și nu în ultimul rând, oameni care și-au dat seama că singur nu pot să facă asta și că e nevoie să aibă implicarea întregii comunități și oameni care înțeleg că educația este despre copii și dezvoltă leadership la elevi. Da. Deci am gândit categoriile plecând de la nevoi. Da, Gabriela, știu că ați primit multe, nu știu, testimoniale, scrisori, mail-uri din partea părinților și profesorilor, cei care au nominalizat premianții galei de care vorbeam un pic mai devreme. Dă-ne două exemple, pentru că noi cei care te ascultăm acum, încercăm să ne dăm seama ce au făcut oamenii așa de fain, în așa fel încât au redus abandonul școlar, au reușit să crească notele la evaluările naționale. Două cazuri care te-au impresionat în mod special. Noi am și documentat pe teren finaliștii, câte trei la fiecare categorie. Eu personal am mers în 5 școli. Dincolo de ce m-a impresionat în primul rând au fost poveștile de viață, provocările care au fost transformate în oportunități. Oameni care am fost într-un liceu, dintr-un sat și m-am simțit într-o universitate de top, nivelul discuției era la clasa 10, nivelul de discuție la clasa 10 despre teoria așașamentului, despre scarf, despre sabotori, despre cum s-au manifestat ei în viața noastră, a fost impresionant și să văd cum erau împuterniciți elevii, era absolut impresionant. Deci elevii chiar erau lideri în școala aceea, aveau inițiativă și era un cadru didactic care nu construia învățarea pentru elevi, ci construia învățarea și îi ajuta împreună cu elevii și îi ajuta pe elevi, spre exemplu, să vadă la ce sunt buni. Îi ghida atunci când aveau nevoie. Le punea la dispoziție oportunități ca ei să se dezvolte. Și am văzut un astfel de exemplu. Un profesor, un învățător care preda la granița cu Ucraina, într-un fost pichet militar locuiau 9 sau 10 familii și care trăiau în niște condiții, prima dată când a mers acolo, greu de exprimat, copii care nu aveau nici măcar o masă la care să-și facă lecțiile și care a transformat acel pichet militar și care face activități în weekend, dar face activități în fiecare seară pentru copii și aduce invitați, astfel încât acei copii să nu doar să participe la școală, dar să rămână cât mai aproape de educație și în acest context și de alte orori care se întâmplă. Incredibil. Că mi-ai cerut două exemple. Da. Mă bucur tare mult că ne dai exemplele astea, pentru că mi-aș dori să fie cât mai multe în așa fel încât... Uite așa se schimbă învățământul ăsta al nostru, știi? Cu oameni de ăștia și cu cât suntem mai mulți, cu cât vom ajunge în punctul în care suntem așa o masă critică, atunci cred că lucrurile se vor schimba. Spune-ne, te rugăm, despre gala pe care o organizați. Spuneam că avem pe fiecare categorie 3 finaliști, sunt 5 categorii, deci 15 finaliști, câștigătorii îi vom afla joi, începând cu ora 17, în cadrul unui eveniment pe care îl organizăm la Palatul Culturii din Iași, eveniment care va putea fi urmărit live pe Facebook, pe pagina Teach for Romania, și rând pe rând vom dezvălui câștigătorii celor 5 categorii. Abia aștept să-i cunoașteți. De fapt, abia aștept să cunoașteți poveștile tuturor finaliștilor, pentru că sunt absolut impresionante. Am văzut câteva dintre ele și de asta te și întrebasem. Incredibil că, iată, avem astfel de oameni în învățământul românesc și poate că ar trebui să vorbim un pic mai mult despre ei, ca exemple de bună practică. Gabriela, îți mulțumesc tare mult, așa că ne auzim zilele astea în legătură cu gala și cu premierea acelor profesori extraordinari. Vă mulțumesc mult și vă
ținem pumnii. Faceți o treabă excepțională la Teach for Romania. Mulțumim și noi. Dragoș, revin. Să știi că Gabriel a spus la un moment dat o chestie care mi-a trezit așa o reacție fără să vreau, legată de povestea din Ucraina. Eu așa în ultimele 2-3 săptămâni nu m-am putut abține, defect profesional, predau istoria, nu m-am putut abține să nu le răspund copiilor, să le spun atât cât mă pricep eu și mă duce mintea legat de evenimentele de acolo. Și simțeam nevoia să întreb pe cineva, e ok ce fac, e bine dacă fac asta, ar fi trebuit sau nu să fac? Că, în definitiv, nu știu, cineva ar putea spune, băi, ești profesor, vezi de lecțiile tale, nu te interesează pe tine ce se întâmplă în afara școlii, chiar dacă vine copilul cu niște ochi mari așa și zice, domn profesor, ajunge războiul la noi în țară? Am făcut bine sau nu? Evident că da. Sunt teorii și teorii aici, dar ce vezi la profesorul... teorii și teorii în ce sens? Ai teorii care spun așa, profesorul are un job și trebuie să meargă să-și livreze ce are el de livrat și n-ar trebui să-i pese de altceva. Și poți să construiești un argument că asta ar fi idealul, da? Altă teorie ar fi, și sunt teorii educaționale astea, by the way, despre cum faci, care e jobul până la urmă al profesorului, ce ar trebui să facă, cum funcționează mai bine mașineria asta, mecanica asta, dacă face profesorul astfel lucrurile sau altfel lucrurile. Și întotdeauna am predat pentru profesor care e inserat în cetate, în viața cetății. Asta e o întrebare caldă la momentul ăsta, dar chiar dacă nu e vorba de întrebări atât de calde. Când vine copilul la tine, când vine elevul la tine și spune o întrebare în afara concursului, da? În afara lucrului pe care îi predai în mod direct, ce o să-i spui? Nu știu, lasă-mă în pace, nu-i treaba mea, du-te la altcineva, ce o să-i spui? Nu, o să încerci să-i răspunzi, da? S-ar putea să întrebe ce-i cu cuantele alea, da? De ce-i cu lungimea Planck, da? Sau ce e cu... Da, indiferent ce te întreabă, da? Ce-i cu bătălia de la Austerlitz, dacă ca să stăm în teritoriul istoriei, da? Whatever, orice te-ar întreba, ce o să-i spui? Nu-i tema de astăzi? Vorbim despre asta la anul? Evident că îi dai un răspuns. Îi dai un răspuns cât de bine te pricep, cu atât mai mult legat de chestiuni care sunt calde, sunt fierbinți pentru societatea noastră, da? Adică ar putea să întrebe, sunt o groază de alte probleme fierbinți, dar asta cu siguranță că e acum hot, hot, hot. Da. Și, deci e normal că le răspuns. Eu am discuții de genul ăsta cu studenții în condiții în care nu predau istorie, n-am nicio treabă cu istoria Ucrainei, nu am... Da, predau cu totul și cu totul altceva și apar astfel de discuții și e normal să le răspunzi, e normal să văd o oportunitate aici, de fapt, să-i fac să gândească critic, la cald, da, adică discuțiile pe care le-am eu, de exemplu, cu proprii mei studenți referitor la situația asta, țin din multe puncte de vedere de fake news-urile care apar din ambele părți implicate în conflictul acesta, de cum gândim critic despre aceste lucruri. Adică e oportunitate, eu așa văd lucrurile mai degrabă. Exact asta am simțit și eu, că în momentul în care vine un copil și te întreabă, fără să-l obligi cu note, cu teme, nu știu de care, și vine și te întreabă el, și de multe ori m-au întrebat în pauze. Pauza e prin excelență, este timpul lor. În momentul în care în pauză vine și te trage de mânică, domn profesor, ce se întâmplă acolo? Îți dai seama că este o oportunitate pedagogică senzațională. E curiozitate în stare pură. Atunci trebuie să fii profesor. Exact. Dar ce, da, adică oricum știm cu toții ca profesor cât de greu e să le trezești motivația, da, și să ții vie motivația pentru lucrurile pe care tu vrei să le predai sau tu trebuie să le predai. Că așa spune programa, așa spune planul de învățământ, etc. etc. Și face efortul pentru a le trezi motivația și știi cât de puține se lipesc de ei când nu sunt motivați. Dar o să scoate telefonul și o să butoneze și poate la elevi mai puțin, dar la studenți cu siguranță că nu e ca și cum ai putea să le spui ieși afară din sală sau, da? Sau o să deseneze doodle-uri pe colțul foii. Sau, adică, dacă nu-i pasă, nu te ascultă. Da? Și face efortul teribil să faci joc de scenă acolo, să le atragi cumva atenția și să le ții atenția vie și să-i motivezi. Bun. Și o parte din energia noastră merge în direcția aia. Restul ține de educație efectivă. Da? Bun. Ce-ar fi dacă ar avea deja motivația trezită, da? Interesul treaz. Da? Adică, asta e situația. Vine el și întreabă, hey, yeah, baby, da? Acum chiar pot să discut cu tine. Da? Da. Deci aș vedea ca o oportunitate teribilă și... Exact. Și mai mult decât atât, cred că e și o ocazie pentru noi profesorii de a reflecta la maniera în care ne putem schimba felul în care predăm, nu e cel mai potrivit cuvânt, felul în care facem educație. E o diferență între a preda și a face educație. Oh, știi, mi-am amintit la un moment dat, e un pasaj în jurnalul lui Mihail Sebastian în care povestește acolo că le explica elevilor lui, nu știu ce chestii literare, el era profesor de limba română după ce profesorii evrei au fost dați afară din școli și a avut pentru o secundă o senzație de aia, știi, bă, eu le spun lor niște chestii de subtilități literare și
de fapt, viața lor de zi cu zi este una îngrozitoare. Am avut un sentiment relativ asemănător acum, știi? Pentru că noi la școală le predăm la istorie, la cultură civică, la ce-o mai fi, niște chestii care sună foarte bine. Și, de fapt, ei, când au ieșit pe școală și deschid televizorul sau intră pe internet, văd că, de fapt, lumea nu e așa cum le spunem noi. Lumea e urâtă rău de tot. Și din cauza că... Uite ce simt în multe sisteme occidentale. Suntem parte din Occident. Asta vedem din ce în ce mai mult. Acum, cu acest conflict de lângă noi, vedem de fapt că suntem. România e parte din Occident. România se comportă altfel decât s-ar fi comportat acum 20 de ani față de refugiați. Se poziționează altfel de față de această criză. Nu, suntem parte din Occident. Din toate ororile pe care le vezi, asta e vestea bună, cred. Dar România chiar s-a schimbat în anii ăștia. Așa nenorocită cum e din multe puncte de vedere, e altfel. Da? Ok, bun. Ce văd în multe sisteme din vestul, nu știu, vestul înstărit, să zic așa, da? Spre care noi ne uităm aspirațional, vezi că trasează foarte explicit înțelesul lor despre, despre ce produce sistemul de educație. Că ăsta e un lucru, foarte rar nu ne-am așezat și am spus, bune, am discutat lucrurile astea, am zis, hai să stăm jos și să discutăm, să spunem ce vrem să producem, cum arată absolventul de liceu. Da? Care iese din școala românească. Și ce vezi în multe astfel de sisteme este că pe primul loc acolo este pusă capacitatea, dacă vrei, de, să zic, e o capacitate, alții zic că e o competență, e o capacitatea de a fi cetățean activ. Da? Adică într-o democrație care e bazată, de fapt, pe participarea cetățenilor în toate aspectele ei, noi creăm cetățeni care sunt viabili într-un astfel de model de cetățenie activă și asta presupune, dincolo de aspectele tehnice, de a înțelege tehnologie, da, și fizică, și chimie, și biologie, și da, evident că sunt importante, că e o societate bazată pe tehnologie, e o rețetă spre dezastru să nu înțelegi tehnologia care te înconjoară, deci e importantă fizica, chimia, biologia, toate lucrurile astea. Dincolo de ele, ai capacitatea de a înțelege ce se întâmplă tine și cu tine și cu națiunea ta și cu grupul tău de apartenență și cu societatea în ansamblu și cu... Da, ai capacitatea, creăm astfel de lucruri, dar ne-am propus măcar să creăm astfel de lucruri și ce vezi în multe sisteme educaționale că atunci când fac modelul ăsta al absolventului, într-unul din primele 2-3 locuri, sigur că tu ai mai multe liniuțe acolo, poate ai 10 liniuțe, dar inevitabil, poate pe primul loc sau pe unul din primele 3 locuri vei avea această capacitate de cetățenie activă, da? Active citizenship. În România nu avem niciun fel de model explicit, da? Dar cu atât mai mult nu avem cetățenia activă pusă acolo. Și cu atât mai mult asta e o oportunitate, pentru că atunci când vorbești despre războiul din Ucraina, nu vorbești... Vorbești de lucruri care sunt importante pentru noi. De ce e importantă democrația? Da? De ce e important să-ți aperi țara? Da? Adică eu sunt grozit de ideea asta bizară că doar 20% din români sunt dispuși așa... O țară care nu... e apărată, nu merită să existe. Da? Adică are sens să discuți lucrurile astea cu ei? Are, da, și nu numai și atât de multe alte lucruri, da? despre umanitatea pe care România o arată acum față de ucrainienii care fug de grozăviile războiului. E normal să arăți asta? E normal să dai jumate din puținul pe care l-ai tu? Da, e normal, dar e o discuție care merită purtată. Și cu cât o porți mai mult și cu cât se gândesc mai mult la lucrurile astea, cu atât de mult, nu știu cum se frazez asta, cu atât mai robuști sunt împotriva manipulării pe aceste teme, împotriva fake news-ului și așa mai departe. Da. Da, deci e o oportunitate teribilă, ar trebui să purtăm astfel de discuții, așa îi vaccinăm, de fapt. Exact, exact. Dar știi, da. tocmai în situații de-astea în care lucrurile par ușor confuze și nu știi efectiv încotro să te îndrepți, apropo de întrebarea emisiunii noastre de astăzi, Învățământul Românesc încotro, când ai senzația asta, primul lucru pe care îl faci este o evaluare. Mai întâi te evaluezi. Abia în momentul ăla reușești să-ți dai, nu știu, un diagnostic, încerci să vezi ce doare, unde doare, care e problema și după aia să găsești și soluția, încotro care e direcția în care trebuie să mergi. Hai să vorbim un pic despre evaluare. Să știi, am citit în urmă cu vreo 2 săptămâni o chestie interesantă. Ministrul Câmpeanu spunea că are deschidere în sensul utilizării, implementării testelor standardizate în școlile din România și mi s-a părut foarte interesant să le explicăm ascultătorilor noștri ce sunt testele astea standardizate, care sunt beneficiile lor. De ce ar trebui copiii să aibă experiența asta? Da. Două cuvinte despre evaluare. Întâi, da, evident că ai nevoie de evaluare. Adică în sistemul educațional, din păcate, o parte din problemele pe care le avem au venit... Cred că toată lumea percepe asta. Dezastrul în care suntem nu s-a întâmplat dintr-o dată.
Da? Adică anul ăsta n-a fost mai rău decât anul trecut și anul trecut n-a fost mai rău decât acum 2 ani și acum 2 ani n-a fost mai rău decât acum 3 ani, decât dacă te uiți câte un an, câte un an în urmă, nu e atât de mare diferență. Dar diferența dintre acum și acum 30 de ani e foarte mare. Deci ceva s-a întâmplat din aproape, din aproape, cum în engleză se zice the slippery slope. Știi, deodată ce ai luat-o în jos, aluneci, aluneci, gata, nu te mai oprești. Deci, da, bun, și te întreb pe bună dreapte, cum s-a ajuns acolo? Cum ne-am dat seama? Ne-am dat seama doar acum când suntem la fundul gropii? Nu ne-am dat seama fiindcă nu am avut sisteme de avertizare, fiindcă niciodată nu am avut evaluare făcută foarte serios, da? Pentru că dacă avea evaluare făcută foarte serios, în mod special evaluare standardizată, a.k.a. evaluare care se referă la un standard și nu la așteptările pe care tu le ai. Am fi simțit asta, am fi văzut asta din timp. Evaluarea este baza oricărei acțiuni de management. E un principiu, by the way, în management. Dacă nu măsori, nu poți gestiona. Da? If you don't measure, you can't manage. E atât de simplu. Da? Nu măsori, nu poți gestiona. Și asta se întâmplă și pentru proiecte absolut triviale din viața noastră cotidiană, cu atât mai mult pentru proiectele mari pe care le avem și aș putea construi un argument foarte solid că educația probabil cel mai important proiect pe care l-avem în viață. Noi față de proprii noștri copii, noi ca societate față de generația de mâine. Bun. Dar ce tipuri de evaluare există? Și evident există și evaluări cu miză mai redusă, elevii se evaluează pe sine, dacă întrebi pe un elev cât de bun crezi că ești, o să-ți dea un răspuns, da, deci se evaluează implicit pe ei înșiși, părinții își evaluează copiii, da, ochiometric mai degrabă, îi supraevaluează de multe ori, da, și așa mai departe. Profesorii ei înșiși fac evaluare, dar întrebarea fundamentală pe care o pui aici este, e profesorul suficient de mobilat, hai să zic așa, da, și empowered, da, ca să realizeze evaluare cu adevărat solidă față de copiii pe care evaluează și răspunsul pe care ți-l dă știința de 100 de ani. Studii empirice foarte solide în zona științelor educației este că nu, profesorul la clasă nu poate să evalueze decât față de un standard intern. Cu alte cuvinte, un profesor care e sever și știm asta, profesorul sever la care nimeni nu ia 10, ci da, 8 e cea mai mare notă, că 10 e al lui Dumnezeu și 9 al profesorului, da, și 8 este al cel mai bun elev și așa mai departe. Profesorul foarte deschis față de, da, deci mai, foarte puțin sever, da? Foarte drăguț, la care toată clasa ia 10 și 9 și știm lucrurile astea. Profesor de principiu și dacă nu e într-una din extremele astea, va evalua ceea ce predă, and so on and so forth, da? Deci ai astfel de erori de evaluare sistematice pe care evaluarea standardizată ți le rezolvă, da? Adică ai un standard imuabil care este dat de, evident, de policy maker, da? De sistem, raportat la acel standard faci cea mai bună măsurare posibilă pe care o poți pune pe masă. Și testele standardizate, ce au tipic este faptul că ai un standard explicit, ai item foarte bine calibrați, ai o întreagă tehnologie psihometrică acolo în spate, care îți face testul să fie teribil de obiectiv și teribil de bun. O singură întrebare, crezi că sunt șanse să prindem teste standardizate anul ăsta în școli? Nu știu dacă anul ăsta se va întâmpla, eu cred că e o șansă foarte, foarte mare, cred însă că e inevitabil ca în următorii 2-3 ani să ajungem acolo. Suntem penultima țară din Europa care n-a implementat încă testarea standardizată. Da, deci, în regulă. Uite un subiect la care trebuie să reflectăm. Dragi prieteni, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Seara de milioane, ne auzim marțea viitoare. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.